Am stat la piscină și piscina este înghețată. Adică e super rece, apa, te obișnuiești cu ea, am intrat așa gen, până aici la genunchi. Dar mai mult nu. Și simțeam așa cum se, cum se blochează picioarele. Așa că încercăm să mergem la plajă. Hai cu noi. Acolo avem noroc. Noi am fost și anul trecut aici. S-au schimbat câteva chestii de atunci. Și în bine. Traseu de coastă, Black Sea Costine... Băi, ești nebun? Pedal go kart, traseu pădurea Black Sea, de 30 de lei, 30 de minute, trebuie să ne luăm și noi. Da, și te dai pe aici, în pădure cu asta, ce dai? Eu tău și Airsoft. Până la urmă am un friend, suntem pe plajă. Eu mi-am luat o berică, asta înseamnă că dacă mergem pe undeva, Ionesca va fi șoferul acestei expediții. Yes. Dar totuși am să vezi, plecăm de aici, sunt foarte mici. Pentru că astăzi Ionesca vrea să brânzeze. Partea bună e că mi-am luat drona cu mine și putem să ne distrăm pe aici. Pește? Ca și-a luat Lipton, dar zici că pe aia vine. Și Liptonul miroase a... Tot. Vreau să mănânc ciorbă de, mă rog, borș de perișoare, perișoare de pește. Și nu, nu mai au. Dar și până la urmă mi-a luat midi în sos spaniol. Și vreau să se lua cotele de porc. Aveam pui sau porc. La popasul pescarului. Cum e Georgiana, peștele? Porcul? Foarte bun. Nu știu mie să văd mai ea. Băi, chiar foarte bun. Ce pare despre ce mănânc eu? Avem niște spectatori undeva. În care parte? Unde sunt? În spatele meu? Da, sunt care se uită la noi așa, de pare că n-au mai văzut vlogger. Oficial cred că sunt primul vlogger de la Popasul Pescarilor. Cred că așa se va numi vlogul de astăzi. Primul vlogger de la Popasul Pescarilor. Ia. Băi, chiar e bun. Să bem în cinstea lor. Mamă, ce bun e. Noi venim cu detalii. Doamne și domnule, acesta a fost Popasul Pescarilor de azi. Georgiana, cum a fost porcul? Foarte bun. Cât de bun? Pescarul de la... Din apă, prins. Georgiana, mi se pare mie s-a luat porc și în el. E la box. Chiar credeam că e domnul Arșinel. Da, e vocea lui Arșinel. Mergem să mâncăm. Vlogul se arandează. Haideți cu noi.
cal cartofi aici. Și bonus, îmi abladez vlogul cu TeamViewer. E prima oară când fac chestia asta. Un mare plus aici la Flaxi, e ca o Pepsi. Și nu iau pe ceilalți. Zicem pe aia cu dulceurile, cu desertul? Da. Deci Georgiana s-a zis, mă duc să iau desert. Și s-a dus ea frumos așa hotărâtă și a venit cu un platoaș cu niște deserturi pe care nu le-am văzut inițial. Și la asta e că am coborât la GR6. Și Georgiana s-a dus în altă parte și a venit cu niște dulciuri pe care ăștia nu le aveau la bufetura și am întrebat-o pe unde le-a luat. Și până la urmă ne-am dat seama că ea s-a dus într-o zonă pentru un grup. Deci... Le aveau chestii, aveau chestii mai mișto, dar eu n-am știut, adică nu m-am dus știind. Ideea e că s-a dus și a luat niște dulciuri mult mai bune din altă parte. Scurt pe 2. Eu astăzi o să conduc destul de mult BMW-ul și aș vrea să știu dacă aveți vreo întrebare vis-a-vis de mașinuța respectivă ca să vă răspund în vlogul care va apărea mâine. Da? Mulțumesc frumos! Crăciun fericit! Haideți cu mine!